să dai, să primești, doar odată-i happy cafe. Eu sunt siderată. Cine a dat drumul la bufnițe la noi în platou? Da. Da. Cred că spiritul Crăciunului nu este despre asta, dar te bună să-ți fie inima. Te contrazic, pentru că în ediția de astăzi, alături de colegii din serialul Lia, povestim ce urmează să facem, pentru că vine vacanța în câteva zile. Vine vacanța peste noi, vine Crăciunul și vrem să fim pregătiți și de anul nou. Așadar, o să urmărim un material în care colegii mei îmi povestesc ce planuri au pentru noul an și nu numai. Dar tu cât de pregătit ești? Casa decorată? Andreea? Ia zi! Și fiindcă ești trendsetter, chiar sunt curioasă în ce culori. Dar mă rog, hai să vedem ce spun invitații tăi mai întâi. Dragilor, e frig afară, vine iarna în mod oficial și apropo de iarna, Andrei, vreau să te întreb cum ești pregătit tu, așa, pentru Crăciun? Cum ai descrie tu Crăciunul în 3 cuvinte? Frumos, da. Cu familia, uh-huh, și foarte multă bucurie. Spune-mi o amintire frumoasă, așa, de Crăciun, care îți vine în minte. Eram odată la nașa mea, da, și era un domn prieten cu nașa mea și mă ascundeam și mă jucam cu nașii mei vața ascunselea și m-am ascuns după canapea, aveam 4 ani și stăteam așa cu capul în jos și mi-a turnat apă în cap. Oulă, ce amintire! Și asta era și iarna afară, nu? Da. Adică era frig. Eram în casă. A, bine, avantajul ăsta era. Spune, unde îți petreceai tu când erai mic, 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 vacanțele de iarnă? Hm? Acasă. La bunii sau acasă la ai tăi? La mine și de Crăciun mă duceam la nașa mea și acolo mereu ne facem Crăciunul. Îți amintești prima ninsoare din viața ta? Când ai văzut pentru prima oară zăpadă și ce te-a impactat atunci? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-amintesc, dar țin minte că prima oară când îmi amintesc eu că am văzut-o, nu cred că era și prima oară când am văzut-o din viața mea, a fost când eram foarte mic și am făcut primul meu om de zăpadă. Am înțeles. Atunci cred că am văzut prima oară zăpada. Spune-mi, tu de obicei ai tăi de Crăciun, iau brad natural sau artificial? Artificial, dar mie îmi place mai mult cel natural pentru că este mai mare și mai frumos, dar... Și miroase a Crăciun, ai văzut? Da, dar nu putem să luăm din ăla că e foarte mare și scump. Am înțeles. Dar spune-mi, care sunt culorile care nu lipsesc din bradul de Crăciun? Care nu lipsesc? Uh-huh. Sau zi-mi culorile care îți plac ție cel mai mult. Păi, mai ales de Crăciun, îmi plac roșu, verde și alb. Spunem de obicei, ce ceri lui Moș Crăciun? Depinde. Anul trecut am cerut o figurină pop, mare. Și anul ăsta? Anul ăsta încă mă mai gândesc. Oh, păi trebuie să te gândești că nu mai e foarte mult timp. Asta încerc să fac. Le-am zis părinților să dea scrisoare la Moș Crăciun, dar a zis, păi cum să-ți dăm dacă tu nu te-ai hotărât ce să dăm? Cel mai bine îi faci o listă mai mare și o să fii mulțumit cu orice poate să-ți aducă moșul, nu? Sau cu toate. Sau cu toate, să vedem în funcție de cât de cu minte ai fost. Eu zic că ai fost cu minte anul ăsta, tu ce zici? Eu sunt mereu, dar acum să vedem dacă Moș Crăciun mi le aduce. Ce planuri ai pentru vacanța asta de iarnă, Andrei? Ce o să facem vacanță? Păi o să ne mutăm și o să renovăm acolo și cam atât. O să mergem pe la bunici, o să merg pe la vărul meu, cam așa. Frumos, spune-mi și mie, cum a fost anul 2023 pentru tine, Andrei? Foarte tare, mi-a plăcut, m-am distrat cu colegii, am mers prima oară cu avionul vara aceasta. M-am jucat foarte mult cu colegii în toamna aceasta. Frig afară, l-avem pe Alex Ion. Alex, îți mulțumesc că ai acceptat acest interviu scurt și la obiect. Vreau să spun că vine vacanța și îmi doresc să știu ce faci tu vacanța asta, dar înainte de toate, vreau să te întreb ce alegi între Crăciun și Revelion.
A, fără îndoială Crăciunul. N-am avut niciodată o chimie cu Revelionul, că am simțit așa cumva că e genul ăla de context în care ți se spune distrează-te și trebuie să te distrezi. Nu știu, nu... De multe ori în ultimii ani, cred că am petrecut Revelionul în avion, în drum spre țări mai calde. Și cumva pentru mine ăla e Revelionul ideal. Sau, evident, să fiu cu oameni cu care îmi place să petrec timpul. Și de asta Crăciunul vine fără îndoială înaintea Revelionului. Că de Crăciun ne adunăm în familie, prieteni și, clar, fără îndoială Crăciunul. Revelionul e așa. Deci anul ăsta de Crăciun ce faci? Anul ăsta de Crăciun cel mai probabil o să-mi vizitez rudele din Ardeal. Și o să merg la și mai frig decât e aici. Dar știi cum e, frig afară, căldură în suflet. Așa. Dar nu, asta fac și o parte a Crăciunului o să o petrecem în București cu familia logodnicei mele Evelin și o parte cu familia mea în Ardeal. Elena, simți că vine Crăciunul? Da, că-i frig. Exact, asta mă gândeam și eu, este foarte frig. Suntem la filmare. Elena, vreau în primul rând să te întreb că, na, vorbim despre anul nou, despre Crăciun, dar mai ales despre părerea lui Bubu când vede secvențele cu noi doi. L-am și filmat. Și nu mi-ai arătat, Bubule. Am uitat să ți-o arăt, că de-aia am și filmat, o să ți-o arăt. Hai, deci vreau să văd. A zis: da, fraților, asta, da, secvență, asta, da, să avem aprobare. Nu, și mie mi-a plăcut, sincer, secvența aia foarte drăguță. O să vadă și telespectatorul ce urmează. Până una alta vreau să te întreb. Râdem, glumim, dar chiar vine vacanța de iarnă, vin sărbătorile. Ce faci de Crăciun? De Crăciun, fii mai bune. Crăciunul îl sărbătorim aici, uh-huh, cu părinții, cu toată gașca, prietenii, acasă. Pentru noi ăsta e Crăciunul. Trebuie să fim acasă cu cei dragi. Dacă ar fi să descrii Crăciunul în trei cuvinte, care ar fi cuvintele alea? Portocale, uh-huh, șorici, da. și țuic. Nu. Și cozonac. Aoleu, abia aștept Crăciunul. Numai când mi-ai făcut poftă gândindu-mă la cuvintele astea. Îți aduce aminte de primul an în soare? Da, îmi aduc aminte. Prima an în soare. Nu știu dacă era chiar prima an în soare, dar așa, ce îți aduce aminte? De un ninsoare din copilăria mea. Fix de ziua mea, în noiembrie, pe data de 12, m-am trezit și era o zăpadă afară. Era atât de frumos. Ce frumos era! Care cea mai frumoasă amintire? Cea mai frumoasă amintire de când era de Crăciun, când venea tata acasă de la muncă, de peste hotare, și venea cu geanta plină, cu de toate, cu bomboane, cu jucării, cu... Da. Spune-mi, când începe pentru tine, Elena, goana după cadouri? Cu vreo 2 săptămâni înainte de Crăciun. Aoleu, deci nu suntem singuri, ce bine. Cum arată bradul perfect? Care sunt culorile cu care împodobești bradul? Roșu, nu? Forever. Mamă, și eu la fel. Elena, s-ar zice că personajele noastre chiar se potrivesc bine. Spune-mi... S-a inspirat din viața reală. Dar nu zice mai multe, că cine știe se interpretează. Toto, vreau să te întreb, pentru că mai e puțin până vine vacanța. Vreau să știu cum te pregătești pentru vacanța asta iarnă. Ce faci de Crăciun? Mie îmi place să stau cu familia, să stau acasă, de obicei, fiind din București, stau în București, să ascult cântece de Crăciun, chiar îmi plac foarte mult, mi se pare că mă bagă foarte mult în stare, și să fac cadouri frumoase, na, pe cât nimeresc oamenii pe care zic că îi cunosc, dar de fapt știi cum e, uneori dai gafe. Asta e, da, importantă sărbătoare. Zim de anul nou, ce faci? Pleci din țară, stai în țară? Stau în țară. Te duci la munte sau ceva? Ai ceva în plan? Nimic, am zis că o să stau în București și că o să pur și simplu o să mă bucur de Crăciun, sărbătorii aici. Îmi place să mă duc la o cafenea, Calea Victoriei, să stau, să nu știu. Uite, sunt curios, sunt foarte mulți oameni care au superstiții în trecerea dintre ani. Tu ai așa ceva, nu știu, porți ceva roșu, porți ceva nou, ai bani în buzunar. De asta dintotdeauna maica mea mi-a zis, uite, ia și tu 50 de lei sau așa, să ai în buzunar, că de obicei n-aveam când eram mic. Acum, na, s-a digitalizat totul, nu știu, adică dacă ai ceva în cont, nu e cam același lucru, mă gândesc că, știi cum, superstiția asta că am murit. Dar în rest, chiloții roșii, în păcate i-am rupt, aveam o singură pereche special pentru ocazia asta, de anul nou.
țineam chestia asta, dar... Trebuie să-ți cumpere alții, mă, tot. Trebuie să-mi cumpere alții, da. O să mai puțin și vine anul nou. Și vine anul nou, nu? Da, mai am. Apropo de anul nou, spune-mi, care sunt rezoluțiile tale pentru 2024? Ce dorințe ai pentru 2024? Multe dorințe, dar pe scurt, nu știu, să fiu din ce în ce mai bun și să mă bucur de viață, de oamenii din jur.